Îl binecuvântăm pe Domnul Dumnezeul nostru, care a făcut cerurile, pământul, marea și toate lucrurile văzute și nevăzute. El le-a făcut și a Lui să fie toată slava, gloria, cinstea și mărirea. Amin. Amin. Bunul Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Amin. Să facă să lumineze peste noi fața Lui. Amin. Amin. Domnul este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Amin. Amin. Vom veni înaintea Domnului cu aceste dorințe scrise de frați, surori, prieteni, crezând în același timp că cuvintele scrise aici, dorințele exprimate în fiecare inimă, și pentru cei care n-au scris un bilet, noi credem din toată inima că Domnul Iisus ne cunoaște și ne știe toate nevoile și dorințele noastre. Amin? De aceea vrem să simțim cu cei care și-au exprimat durerile lor aici și dorințele lor și credem că Domnul va lucra. Am să citesc un cuvânt și am să mărturisesc două întâmplări care nu se întâmplă în fiecare zi. Două mărturii reale și clare. Uitați aici ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacere Lui. El îți iartă toate fără de legile tale și El îți vindecă toate bolile tale. Amin. Amin. Credem din toată inima că, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Biblia ne arată că cuvântul lui Dumnezeu este probat, este încercat. Nu este scris până nu s-a probat. Și am fost pus în situația într-o biserică cu mulți ani în urmă, aici în județul Timiș, eram cu încă un frate, și au scris 5 bilete. 5 bilete au venit acolo la amvon. Eu am citit din psalmul acesta și am zis, versetul 3, El îți iartă toate fără de legile tale și El îți vindecă toate bolile tale. Acum, erau 5 surori, frații erau puțini, 5 surori au scris aceste 5 bilete. Și am zis, ce să facem? Eram cu acel frate, zic, uitați, credeți voi acest cuvânt din versetul 3? Că Domnul vindecă toate bolile? Credem! Păi atunci nu facem altceva decât punem biletele acestea peste versetul acesta și să vedem ce va face Dumnezeu. Noi nu avem niciun delemn, ci doar credință și rugăciune. Și ne-am rugat. Și în timp ce ne rugam, după vreo două minute, sare o soră în picioare, m-a atins Iisus, m-a vindecat Iisus. Sare și cealaltă în picioare și toate cinci au fost vindecate atunci, la rugăciune, prin credință. Credeți că poate Domnul și în seara aceasta? Amen. Eram tot cu mai mulți ani în urmă, coordonam lucrarea Domnului de marța la rugăciune aici și am avut o problemă cu genunchii. Urcam la etajul 3, soția zice, mă, dar îți pocnesc genunchii așa ca vreascurile. Ce-o fi cu tine? Mă duc la un medic, îmi faci o radiografie, Domnul Iahu zice, dar cu tine e problemă. Va trebui să te trimitem la Târgu Mureș să spună proteze la genunchi, că toate oasele sunt toate toșite. Doamne, a zis Iisuse, și stăteam aici, am zis, în rugăciunea mea scurtă, ziceam așa, Doamne, acolo în valea oaselor, Ezechiel stătea și se uita la ele, acoperite și, eu știu, lovite de intemperii, uzate, mâncate de... Doamne, zic, dar eu n-am stat nici în frig, nici în ploaie, zic, Doamne, dacă vrei poți să te atingi și de oasele mele. Atât am zis, frate și surori, și s-a întâmplat minunea lui Dumnezeu. După o săptămână spune soția, mă, dar nu se mai întâmplă nimic, nu se mai aude nimic. Foarte curios, m-am dus din nou să-mi facă o altă radiografie, tot la persoana respectivă, la medicul respectiv. Mi-a făcut-o, Hristos, zice, Doamne, dar n-ai nimic. Dar zic, vreau să vă arăt și filmul celălalt, că l-aveam cu mine. Numele meu și numele medicului. S-a uitat, zice, ceva e o eroare. Zic, Doamne, nu e nicio eroare. Aici este mâna lui Dumnezeu. Amen. Și de atunci, fraților, merg ca un tânăr cu picioarele, slăvit să fie Domnul. Amen. Aș dori ca
În seara aceasta, după masa aceasta, bunul Dumnezeu, mâna lui Iisus nu s-a scurtat. S-o pună El peste orice rană. Fratele Dario a trimis un bilet și spunea că este un frate la județean, trebuie să fie amputat piciorul mâine. Fratele Petcovici a trecut pe la el, am înțeles, și i-a făcut ungere, a fost dorința lui. Poate Domnul să anuleze decizia medicilor mâine și să poată omul să meargă pe picioarele lui. Lăuda să fie Domnul. Doamne Iisuse, atinge de fiecare, de orice cauză, și haideți pe picioarele noastre ridicați să-i aducem lui Dumnezeu recunoștință și mulțumire că suntem aici, dar mâna lui nu este prea scurtă ca să rezolve orice situație. Crede numai lucrul acesta. Nu te gândi că se va întâmpla mâine, poi mâine. Crede că acum, în seara aceasta și când vei merge acasă, vei vedea problema ta rezolvată. Să ne rugăm Domnului cu toții cu credință. Amin.